Un număr semnificativ de locuitori din Botoșani au reușit să ajungă la vârste considerabile, în ciuda încercărilor dificile pe care le-au întâmpinat, în special în tinerețe. Ceea ce este surprinzător este faptul că majoritatea acestor oameni par să aibă o rețetă comună pentru longevitate, care este strâns legată de stilul lor de viață. În plus, aceștia nu ezită să se bucure de micile plăceri. Conform statisticilor, peste 7.000 de români au depășit vârsta de 100 de ani, un număr semnificativ fiind în regiunea Moldovei, în special în mediul rural. În județul Botoșani, în ultimii 10 ani, trăiau peste 120 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani. Cu toate că acești centenari au trecut prin încercări și lipsuri grele, cum ar fi războaiele, foametea, lagărele sau deportările, este paradoxal că mulți dintre ei au atins o vârstă atât de înaintată. Acești seniori centenari și-au dezvăluit secretul longevității lor, iar ingredientele unei vieți îndelungate par să fie similare. Moș Ghiță Cojocaru, un bătrân din comuna Vișoara, județul Botoșani, este un exemplu impresionant de longevitate și rezistență. S-a născut în anul 1921 într-o familie de țărani de pe malurile Prutului și a avut o viață plină de peripeții și încercări. Munca grea în agricultură a fost o constantă în viața sa, dedicându-se întotdeauna susținerii părinților și mai apoi familiei sale. Un alt exemplu notabil de longevitate este cel al lui Vasile Chiponcă, un veteran de război din Băbiceni, care în anul 2019 a împlinit 106 ani. Moș Vasile, născut în 1913, în Băbiceni, a trăit o viață plină de muncă și încercări. A fost harnic de mic copil, ajutându-și familia munca agricolă. Secretul longevității acestora, conform spuselor, a fost modul în care se alimentau. Niciodată nu mâncau până la refuz și se hrăneau doar cu mâncare gătită, relatează Impact.ro.